Bună ziua și bine v-am găsit. Suntem la un accident rutier pe strada Ștrandului din Ploiești. Este vorba despre ieșirea spre Buzău. Un accident rutier în care au fost implicate 4 autoturisme. Din primele date oferite de pompierii de la ISU Prahova, este vorba despre șoferul acestui autoturism, cel care ar fi cauzat accidentul și căruia i s-ar fi făcut rău la volan, de altfel el a fost și preluat în prima ambulanță sosită aici. Asta este cea de-a doua mașină implicată în accident, celelalte două fiind pe sensul opus de mers. Din păcate, așa cum puteți observa, se circulă extrem de greu în această zonă. Polițiștii dirigează circulația. Cel mai rău se circulă de la Ploiești pe ieșirea spre Buzău. De mașini care s-a format aici din apropierea podului peste râul Telegen de pe strada Strandului este până în bariera Bucov la primele blocuri turn din Ploiești. Este o coadă foarte, foarte mare în condițiile în care și așa traficul era aglomerat. Celor care au intrat mai târziu în direct alături de noi, le reamintesc faptul că s-a produs accident rutier în care au fost implicate 4 autoturisme. Din primele date oferite de poliții și de către pompierii Suprahova, șoferului acestui Ford Focus din imagine i s-ar fi făcut rău la volan, a pierdut controlul volanului și de aici accidentul în lanț în care au fost implicate cele 4 autoturisme. De altfel, șoferul Fordului, cel care este și rănit în acest accident, mașina sa fiind avariată destul de serios, mai ales în partea frontală, a fost preluat de către o ambulanță și transportat la spital. Momentan se desfășoară cercetarea la locul accidentului, urmând ca abia după finalizare să se poată circula cât de cât normal în această zonă. Coloana care s-a format este, după cum vă spuneam ceva mai devreme, de la apropierea podului peste râul Telegen și până la intrare în Ploiești, în zona blocurilor turn din bariera Bucov. Sunt și mașini de tractare care vor scoate mașinile lovite din zonă. Un alt accident s-a produs ceva mai devreme și în zona Nistorești, nu cu mult timp în urmă. Este însă un accident ceva mai ușor, soldat doar cu pagube materiale și, din fericire, nu sunt probleme de trafic. Cum se retrage și mașina descarcerării de la ISU, mașina pompierilor. Și probabil ușor se va fluidiza și traficul rutier. Este infernal, vă spuneam, la ieșire din Ploiești spre Buzău, aici pe strada Ștrandului. Cele două mașini de pe această parte, cea din față este cea care a provocat accidentul după ce șoferului s-a făcut rău la volan. Asta este cea de-a doua mașină, iar alte două se află pe partea cealaltă a carosabilului, acelea fiind... Revenim cu detalii pe Observatorul pe h.ro la finalizarea cercetării în cazul acestui accident. Deocamdată, dacă vreți să ieșiți din Ploiești spre Buzău, va trebui să vă înarmați cu răbdare, pentru că va mai dura ceva până când traficul rutier va reveni la normal. Vă spuneam, coloana de mașini este chiar de la ieșire din Ploiești, din bariera Bucov până aici, la aproape de podul peste râul Teleagen.